Salutare băieții, bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft pe seria noastră de roleplay băieții. Astăzi vreau să vă prezint ceva super interesant, exact ce avem și noi în spatele nostru, după cum bine vedeți. Avem un villager trading hall făcut, pentru că na, avem și noi nevoie de unele lucruri mai faine decât, nu știu, cactusii ăștia sau orice altceva. Văd că cineva a distrus aici cactusii. Așa. Da, să verificăm și dacă aici avem, de exemplu, mai bine decât fermele astea, decât orice altceva. Și atunci ne-am gândit să începem cu Villager Trading Hall și probabil următoarea va fi, nu știu, ferma de iron sau orice altceva. Și haideți băieți să vedem ce trade-uri au barbașa niștea. Mamă, bă, dar ce sabie bună! Da, e destul de interesant. Așa că băieții, dacă îl place acest episod, lăsați acolo un like și un subscribe băieții. Cred că a revenit și Loner, că a fost să bea apă. Da, a revenit și băiatul. Ei, uite așa mă. Și, mamă, dar ce pickaxe bun am, de când am eu așa de bun pickaxe? Mamă, să te călduc aici la astea importante. Bă, neapărat o să le ceva la până ce dai. Zi, ce vrei să le arăți? Da, băiatul a făcut foarte multe poțiuni și l-am rugat de, înainte să filmeze, l-am rugat și m-am enervat un pic și am zis nu mai pune poțiune de invizibilitate, nu! Dar el nu înțelege. Și începe să râdă și ne doare la bască și totul e bine și frumos și acum mă duc să iau o găleată de lavă pentru că... Aolo, dar ce faci domnul aici? Fiți atenți aici, gălbat cu lopata, îi dau cu lopata în cap, fiți atenți. Ia du-te mă, urâtule. Așa mă, l-am bătut cu lopata, am dat cu lopata în cap. Așa, am venit în mină pentru o găleată de lavă și o să vă întrebați, bă, dar oare de ce ne trebuie găleată de lavă? Pentru că am văzut acolo că foarte multe sunt trade-uri degeaba, adică un emerald pentru o coasă de, pentru un hău de stone. Adică ce face cu un hău de stone? Atunci, dacă vrem să creștem, să avem cât mai multe lucruri bune, mă gândeam, haide să le aruncăm undeva. Unde le putem arunca? În lavă, pentru că, na, în lavă, na, în lavă dispar, adică înțelegeți voi. Bă, văd că în mina asta a mai ratat de aici ceva iron și în episodul trecut am avut nevoie de iron. Da, poți și tu ceva să zici. Bă, avem ca... Cactus, de da. Ce de ce ne mai trebuie lavă? Da. Păi, acum am explicat. Păi și dacă începe un cactus, tot îți da, mă, dar cactusii cresc și se fac mari, lava rămâne acolo. Bă, mai contează, dacă crește, este mai bine. Păi da, acum, na, cu lava e mai ok. Uite, uite, am și găsit-o, lasă că nu mai are relevanță. Am luat-o și acum am dat kill. Bun. Ok. Am găsit un buton. Am găsit un buton în mine, așa de îndăpus. Nu mă întreb. Ok. Nu mă întreba de ce, dar... Și acum hai să ne gândim unde să punem groapa cu lavă, pentru că o să ardă tot dacă... Că pun aici, pun aici așa. Da, mai bine. Mai bine așa. Și acum haideți băieții să încet să ne să vedem. Uitați, adică un emerald pentru un stone hoe. Adică, what, ce ai face cu asta când noi deja suntem full diamond, băieții? Adică, ce să mai faci cu astea? Stai, oh, vezi că astea sunt bune, bă. Trade-urile astea vezi că sunt bune, că îmi dă săgeți. Și asta chiar aveam nevoie de săgeți. Vezi că unele chiar sunt bune. Și am mai văzut acolo ceva, nu mai știu. Bă, dar jur că nu mai știu. Deja știu că aveam aici, dar jur că nu mai știu. A, nu cred că mai trebuie iron, că deja... Da, stai mă puțin. Bă, vezi că vreau și eu să dau puțină de-asta cu... Coal. Bă, 10 coal, ok, 10 coal pentru... 10 coal, mulțumesc. 10 coal pentru un emerald. Și eu la am la coal, cred că... Oulă. Bă, eu mă plimb aici, lavă. Ce faci, lavă? Ce faci, lavă? Cică, ce faci, lavă? A, bună ziua. A, bună ziua, cum e baia? E bună baia? E foarte caldă, așa e un pic prea caldă, da. Nu știu, am așa impresia că e un pic prea caldă. No, mi-a lăsat... Deci, bă, a treia oară mă întorc după căulul ăla, care l-am uitat în chest. Bineînțeles. Ok, dă-te puțin, mulțumesc. Nu e aici. Am nevoie, ca să
Mamă, deci... Ia uite, ăsta cred că a trecut la nivelul 2. Ia lasă-l un pic. N-a trecut. Du-te, bă, urâtule, mai trebuie un... O trecut? Ți-am zis că o trecut? Aaa, păi da, ce e? Bă, ne trebuie campfire, ne trebuie campfire. Ne trebuie campfire. Da? Da? Nu? A, am crezut că da. Am zis da. Trebuie acum să aștept. Uite, gata. Da, am văzut care... A, păi asta numai prost iar. Hai să văd acum care cere emeralde, care vrea... Nu cred că ne trebuie bricuri. Mamă, dar dacă ați stix, dacă ați... Bă, ăsta vinde un bookshelf la 9 emeralde, nu știu, e ok, dar un pic cam prea scump. Asta cu armurile lui mă toacă la nervi. Deci trebuie să consumăm mai multe emeralde, se pare că ăștia văd că... Bă! Da? Bă, am nevoie de apă de 15 emeralde. Dar pentru ce, bă? Multishot, dar ce-i multishot, băi, pentru crossbow? Dar știu, pentru că e altul, bă. Da, bun, dar nu merită, ți-l dau pe-a meu care e multishot. Da, ok, dacă vrei să-l dau, dacă așa de mult îți dorești. Numai că ăla de la raid, na. Ai cumva și tu un crossbow la schimb, un crossbow normal. Da. Normal, simplu ai? Da. Da, dă-mi-l, să-l văd. Ah, ok. Bine, hai să vedem la cine mai putem înainta, la cine nu-i foarte scump. Văd că ăsta are o sabie foarte bună la el. Toporișca e... Bă, toporișca e 3. Bă, ăsta cu... Ai de capul meu, bă! Deci tu știi cum îmi arată inventarul cu stonehăurile? Deci... Scuze, nu am fost o urmă, dar ăsta este mai bun. Dar ce are pe el? Ce are pe el? Piercing? Da. Bă, deci dacă... Deci fii atent, știi câte stonehăurile am în... Am un inventar, deci te rog eu mult, uite-te pe videoclipul meu. Deci bă, tu, dacă ai fi văzut câte stonehouri am la mine. Dar gândește-te cum arată în inventar, stai că cred că costa. Da, a trecut la nivelul 2, 36 de emeralde pentru un bel! Deci bă, jur că dacă ai putea să faci un do, dacă ai putea să faci andul la ăsta, am un clopă, dacă ai putea să întorci, trebuie să-i dai un clopă pentru 36 de emeralde. Unul singur, am eu unul singur, dar nu pot, cred că ți-l pot da acum, pentru că nu știu cât iron am. Am iron, da. A, na, ți-l dau, iar. Și acum, hai să văd. Bun, ăsta văd că trecut la nivelul 2, vezi că ăsta a trecut la nivelul 2, stai că a trecut la nivelul 2 ăsta. Da, bă, fii atent, 18 emeralde pentru o labată de Iron Efficiency 3 și Efficiency 2 Pickaxe. Nu sunt cele mai bune trade-uri, dar hai să zicem că acceptăm. Bă, o intrat copilul aici, trading hall, ajutor, că mi-e frică să... Gata, bun. Nu știu cum o intrat, de-o zic să închizi ușa de acum acolo. Asta cu campfire-ul lui mă toacă la nervi când îl văd. Cu două emeralde pentru un campfire, mor când îl văd. Bă, trebuie să geți. Da. Na bun, hai aici că-ți dau un stack și 16, ia mă. 16 nu cred că ne mai trebuie. Le arunc așa. Bă, unde ești? Uite bă aici. Cadou de la mine. Și acum să văd ce are... Unde e? Ăsta. Mamă, bă, fii atent, două emeralde pentru un bow. Vezi că ăsta îmi trebuia. Ăsta chiar îmi trebuia. Ce să-mi dai? Mamă, diamante. Bă, ce-am zis că diamante? Băieții, ce m-a zis că dă diamante? Unde ești? Cât e? Numai doi lapis. Doamne, iartă-mă, ce faci cu doi lapis? Oh, 60 de diamante, dar de unde ai tu 60 de diamante? Aha, l-ai găsit la întâmplare 60 de diamante, dacă erau 3 nu ziceam, dar 60 de diamante, nu știu.
Mi se pare ciudat așa puțin, nu știu. Hai să ne scăpăm de câteva. De ce se numesc UVU? Creative, cumva creative. Nu. Ata. Ai pus mimul ăla cumva? Da. Bă, dar acum vezi că fac și reducere ăștia, bă, vezi că acum nu se joacă, mă, și fac reducere, zici că când fac reducere, nu se joacă a mei. Ia, bă, hai că îți dau tot. Deci, bă, i-am dat la ăsta tot iron-ul meu și după aia omul îmi dă 5 emeralde de la schimb și nici nu trece la nivelul următor. Doamne, bă, ce om! Vezi că am oprit filmarea, vezi că am oprit filmarea, că iau un pic de iron de pe creative, că nu mai pot așa, a rămas o pană de iron. Bine, vezi că repornesc filmarea și mă prefac acum vin din cave, știi? Sau, nu. Da, bă, vezi că repornesc filmarea imediat. Acum, mă un pic. Stai. Gata, 3, 2, 1. Ai, bă, și ultima bucată de iron. M-am aminat, bă, băieți, am minat la iron. Un stack de ăsta de iron. Am fost până la dânc cu mine lor, băieții. Deci, nu, n-aveți idee. Ai de capul meu, ok. Bă, avem și noi un stack de iron pentru că, na, asta, omul ăsta ne-a dat pană de... Așa cum nici nu mai are pentru iron, deci am minat ca prostul un stack de iron. Ca după aia el să nu mai aibă emeralde. Bă, bune, care-i logica? Ok, trece la următorul. Hai să vedem, ăsta cu armurile mă disperă. Da, la fel. Așa. Da. Trebuie să folosesc toate emeraldele pentru flecerul ăsta. Poftim? Da, am oprit o zi. Iron. Coal. 64. Stai. Give. Lunar. Coal. 64. Am stai să dispară asta după chat, că n-a. Hai odată, dispari. Mă disperi. Ok, băieții. Oh. A, văd că vrei să-i faci la asta ni appearance. Am dat 100 de cold și mi-a dat numai 6 emeralde. Mi le dai mie, te rog eu mult, că ți-am dat un emerald. Da. Mulțumesc. Ok, că acum să văd. Bă, dar ăsta efectiv, mă. Bă, nu știu că eu... Da, deci mi-ar trebui toate emeraldele tale pentru niște bricuri. Pentru niște bricuri cu care nici nu știam ce face. Dacă mă înțelegi. Au trecut la level 2? Au trecut la level 2. Ăsta-i. Ăsta-i cu bricuri. Care mă cu bricurile? Ăsta-i. Nici nu mă las să-l accesez, ce să mai reload. Reload. Gata. Da, reload. Uai, bă, dacă m-o mers. Un pic cam prostie. Un pic o reducere așa, dar cam mică. Deci ești pe creative. Da, te-ai dus un pic. Ca să faci o chestie, așa, faci o șustă, da. Bă, da, vezi că trebuie să le dăm ceva acum, ca să ne poată da... Trebuie să le dăm ceva ca să ne poată da înapoi emeralde, că suntem în pană de emeralde, nu mai avem niciun emerald. Și vezi că ăștia nu mai emeralde vor. Bă, deci, frate, deci... A, în masa cu luna lui. Bă, 36 de emeralde pentru un clopot. Da, știu. L-am văzut pe ăla. Da. Câte sticuri ai?
clar. Că văd că... Mamă, dar stai bă că eu am aici la lemn, stai că... Acum mi-am dat seama că eu am la lemn de numa. Deci... Bă, vezi că îți las puțin puțin urmile. Aha, vezi ok. Vezi că îți las și ăla cu apă. Ok, bun. Să văd unde e ăsta. Unde-i mă ăsta cu stick? Bă, dar unde e ăsta? Ăsta-i cu stick-urile. Da. Da, deci am primit 3 emeralde și m-am făcut la stick-uri până mi-a venit rău. Da. Opa. Un ceva de ca să te ajute foarte. Stai puțin. Ok, numai stai că te trebuie să-mi iau tot lemnul meu pentru prostiile astea ale lor de villageri. Frate, atâta mă enervează cu... Bă, ăsta cere 64 de stick-uri, efectiv, ce să mai... Da. Ok, uite, mai pun la 6 emeralde. Stai, ia, dă-mi, că-s curios ce-i. Strength! E bun, strength-ul, e bun. 2, e plus... Strength 2. Dă-mi să bă, cât îți dau. Dă-mi să văd. Ai de capul meu, da one shot, băi, băi, ți-e da one shot. Așa, acum face reducere, bă, meu. Acum, ai, o face reducere. Hai, e bine, măcar atâta. Asta a trecut la level 2. Nu, a trecut la următorul level, bă! Care-i... Vezi ce e puține de night vision. Night vision? De unde, mă? Da, poți să faci night vision. Bă, night vision, nu știu dacă... De fapt, e bun night vision-ul, dar cred că... Cred că e bun. Mă, să se schimbe și la ăștia odată trade-urile, că am înțeles că se schimbă trade-urile la ăștia din când în când. Asta, văd că ăsta cu smithing table, văd că la asta am avansat destul de bine. Așa, noi ca și... Uai, bă, da, hai, stai? Și-a revenit pe ăsta cu iron-ul. Bine-s! Cred că l-am făcut la level 2. Cred că l-am făcut la level 2, pa meu. La level 2, la level următor. Urma, dă-te, te rog, un pic să văd dacă l-am făcut. Mamă, un... A, un diamant pentru un emerald. Bă, bune. Bă, am breaking 2. Bă, dar eu am breaking 3. Care... Bă, care-i logica să dau 18 emeralde pentru un topor de diamond ca breaking 2 când eu am breaking 3? Și de ce ai da un diamant pentru un emerald? Nu înțeleg. Bă, este de folos. Un diamant pentru un emerald. Hai să fim serioși. Gata, l-am trecut la urmă, la următorul nivel. L-am trecut la următorul nivel. Stai că l-am trecut la următorul nivel. Da, pickaxe cu efficiency 2. Când eu am efficiency 3, du-te bă de aici. Gata, ăsta e level maxim. Ăsta e level maxim, gata, master. Bine bă, mai maxat și noi primul villager, bă. Zi bă. Pickaxe cu fortune 3, cred că și eu am fortune 2 am eu, da, în fine. Mamă, dar asta cu topoarele, bă, i-am cumpărat 4 topoare de iron, ce să mai... Și mai am rămas cu un emerald. Da, ce să mai... Da, mă, băieți, cam atât și cu acest episod, sper că v-a plăcut, like și subscribe, ne vedem la următorul episod, salut!